Bine ați venit la TV Break, o emisiune scurtă, dar plină de idei. Astăzi mergem pe litoral pentru una din cele patru plaje Blue Flag din România. Trecem și pe la H2O pentru a vedea cum a evoluat plaja, dar și brandul. Învățăm despre windsurfing de la Lulu. Mergem la Marina Bellona Eforie pentru a vedea cum poți dezvolta o marină ca în afară. Iar la final trecem de la mare la ocean, adică la peștele oceanic ultra fresh din București. Deci, să-i dăm drumul la dans! Poate puțin știu despre plajele Blue Flag, dar cine a fost pe o asemenea plajă, cu siguranță s-a reîndrăgostit de mare. Nu este fiță, ci doar bun simț și bun gust. Sunt plajele căutate de turiștii străini și doar așa îi putem atrage pe nemți în locul în care părinții sau bunicii lor aveau vacanțe de neuitat. Între conceptul nostru al plajei Muzet, practic a plecat de la ideea de a oferi o alternativă a ceea ce înseamnă o plajă la adevăratele standarde, eu știu, internaționale. Cred că cel mai important pentru noi a fost în primul rând să avem o plajă unică în mulțimea de plaje de pe litoralul nostru. Anul acesta, după anul pilot, am obținut acest Blue Flag, care ne ajută foarte mult, în primul rând, pentru turiștii străini, pentru că orice căutare pe site-urile de specialitate, eu știu, TripAdvisor sau Booking, toate conduc către plajele cu Blue Flag. În primul rând, a trebuit să urmărim o serie întreagă de cerințe, plecând de la toalete pentru persoanele cu dizabilități, curățenia plajei care are punctajul cel mai mare. Pe lângă toate acestea, numărul de dușuri care trebuie raportat la numărul de șezlonguri. Sunt o serie de cerințe pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit. Și cred eu că este un început atât pentru noi, cât și pentru alte locații care vor încerca să ridice standardul serviciilor. Petrecerile pe care încercăm să le facem sunt niște petreceri tematice în care în locație efectiv să se întâmple ceva. Plecăm prin a avea petrecerea Spuma Party, care a fost o petrecere aprinsă extraordinar de bine. În weekendurile viitoare o să avem after party-ul de la Yacht Party, care va aduce de asemenea un portofoliu de clienți pe cât de pretențioși, pe atât de dornici de a se distra și de a se bucura alături de ceilalți de ce le putem oferi noi. Pentru anul viitor, dacă tot ne-am atins acest target în a obține Blue Flag-ul, încercăm să dezvoltăm și mai mult ideile noastre despre ce dorim să oferim clienților noștri. Deocamdată doresc să țin un pic pentru noi ideea noastră, dar este ceva legat de accesul pe plajă. Dacă ne va ieși, cu siguranță va fi un plus foarte mare pentru locația noastră.
Vama s-a mutat în nord, în Mamaia Nord, mai exact pe plaja H2O, unde, acum 15 ani, s-a deschis prima școală de kite din România. Anul următor a urmat și plaja de 850 de metri, unde s-au ținut an la rând concertele Orange Summer Party. Acum sunt 50 de metri de plajă, suficienți pentru a practica sporturi extreme nautice, dar și pentru socializare sau seara pentru un concert live. Sărbătorim anul ăsta 15 ani de H2O și totul a luat naștere cu un site www.h2o.ro, care a fost primul portal de sporturi extreme din România. Am încercat să coagulăm toți iubitorii sporturilor extreme, ski, snowboard, mountain bike, BMX, skate, role, motocross și așa mai departe, să îi coagulăm într-o comunitate. Totul din pasiunea pentru aceste sporturi. Am început cu acest portal de sporturi extreme, am continuat cu importuri de echipamente de calitate, natural a venit și magazinul H2O și ușor, ușor am început să ne diversificăm afacerile și să crească fiecare linie de business. O linie de business este plaja H2O. A pornit din pasiune pentru sport, mai exact kitesurfing. Tot a început într-o rulotă, am plasat pe undeva prin zona asta. O rulotă în care am avut prima școală de kite de la noi. Practic primul club de kite din România. După care ne-am dat seama că nu este un business și nu va fi prea curând un business partea de kite. Și am decis să facem bar, ca să putem să facem bani să susținem această pasiune. Și am făcut bar, am luat plajă. Aici unde suntem era o bucată de plajă cu boscheți. Nimeni nu vrea acest segment de plajă. Era după gardul stațiunii, practic. Iarna se punea un gard să nu năvălească popoarele migratoare. Și noi eram după acest gard. The Great Emperor Penguin Migration, trekking 100 miles inland to their breeding grounds. Except for these two fellas. This time next year, I'm gonna be sitting on an egg. I think we're getting close. Make a U-turn. U-turn? Recalculating. Man, we're never gonna breed. Și așa am fost nevoit să luăm o bucată de plajă de 80 ceva de metri. Am luat o bucată destul de scumpă, fiind mare, pe care nu vroia nimeni. Și exploatam cât o exploatam și acum, undeva la 50 de metri. Am început cu bar, cu plajă. Ne-am propus din start să avem niște standarde, cum am văzut și noi pe afară, și am început să facem kite. Pe o zonă liberă, kite totuși e greu să faci ca începător într-o zonă foarte populată, cu multe umbrele, cum e asta de acum. Așadar, având în vedere că aveam o plajă, o bucată foarte mare de plajă pe care nu o exploatam, o exploatam 10% din ea, am convins unul din partenerii noștri, Orange, să organizeze un mare concert. Să organizăm împreună cu Orin și Livada un mare concert. Și așa am început să organizăm seria de concerte de pe plaja H2O. Suntem foarte încântați că am fost principalii promotori ai acestui sport, și anume kiteboarding, respectiv kitesurfing. Am făcut primul eveniment, care a fost un workshop de kite, nu puteai să faci concurs, că lumea nu știa acest sport. Și sportul era nou, avea, nu știu, să zicem, 4-5 ani. După care am făcut etapa este europeană a evenimentului internațional Red Bull King of the Air, cu finala în Hawaii. Și încă de la începutul acestui sport am organizat un concurs de talie mondială, câștigătorul plecând în Hawaii la finala Red Bull King of the Air. Ceea ce mi se pare un start așa foarte, foarte bun pentru acest sport.
Am continuat acest eveniment an de an și este practic singurul concurs de cai din România. După care am început să introducem și alte sporturi nautice. A apărut SUP-ul, stand-up paddle surf. De asemenea, am avut prima placă la test aici pe plajă. Am făcut primul concurs care era așa o combinație între SUP și surf. Adică era un fel de surf, dar pe placă de SUP. În fine, deci încercam să popularizăm acest sport și am reușit. Și chiar suntem încântați că devine un sport popular, ca și kitesurfing-ul. În anii 70, nemții au inventat windsurfing-ul. Cum în acea perioadă tuiul ne invada cu turiști germani, acest sport a prins și la noi în anii 80. Printre pasionați este și Lulu, care a deschis singura școală de windsurfing din România, pe malul lacului Südgöl, în Mamaia. Dacă la început nu-și dorea decât un vânt bun ca să facă windsurfing, acum este fericit să învețe pe alții, știind că doar așa acest sport va dăinui și în România. În anii 70, firmele de turism care funcționau în Mamaia aduceau cetățenii germani și ei vreau să facă windsurfing ca și acasă, în Marea Nordului. Și au instruit 5 români care la rândul lor făceau cursuri cu cetățeni germani. Românii care au învățat, de fapt, erau prieteni ai instructorilor. Și au început să prindă. Și în anii 80 am avut și noi campionate naționale. Eu m-am apucat de windsurfing la sfârșitul anilor 80. Deci deja avuseseră loc 5 campionate naționale de windsurfing. După Revoluție a fost o perioadă de acalmie în care au încetat și campionatele naționale, iar eu am început să practic windsurfing aproape zi de zi. Din 93, întâmplarea a făcut ca să dau peste alt pasionat ca și mine. Și cu el am progresat foarte mult. Deci a fost un challenge mereu între noi, care merge mai repede, care merge mai bine. Întotdeauna ne-am deplasat în alte zone și ne-am dat, am umblat după vânt. Și au trecut așa vreo 10 ani și după 10 ani am zis, hai, dacă tot stau și aștept vânt, ar fi cazul să învăț și pe alții să meargă pe apă. Pentru că e destul de tehnic și singur nu poți să învețe. Eu știu cât m-am chinuit, cât învață cineva acum într-o zi, două, eu m-am chinuit 6 luni. Păi atunci am căutat un loc spațios cum este acesta, cu mocheta asta verde și proaspătă întotdeauna, unde echipamentul se poate întinde frumos. Am achiziționat câteva echipamente, am pornit cu echipamentele mele inițial, dar nu se poate învăța
un începător pe echipament de avansat. Și atunci am fost nevoit să achiziționez plăci și vele specifice pentru inițiere. Majoritatea văd vele colorate în Grecia, în Spania, prin fel și fel de insule pe unde umblă prin Canare. Și își pune întrebarea, oare ce-o fi? Dacă au stat mai multe zile și au stat în vecinătatea celor care se dădeau, li s-a trezit interesul. Și când au ajuns în țară, au pus și ei o întrebare pe Google. Unde pot să învăț windsurfing? Și așa ajung la noi. Majoritatea învață aici și apoi practică în concediile pe care le petrec în afara țării. Elevi, majoritatea sunt copii. De ce? Adultul, în general, face economie pentru el, dar pentru copil, nu. Pe de altă parte, ce ar fi vrut el să facă, dar nu a reușit, vrea să realizeze prin urmașul lui. Și de aceea asta mă bucur când văd copii care vin să practice un sport în mijlocul naturii. Pentru că este, da, un sport în mijlocul naturii, oricât efort ai depune, nu transpiri, se petrece în apă sau deasupra apei, unde oricât efort depui, nu transpiri. Faci și plajă în același timp, respiri și aer curat. Și pleci vesel la casă sau ai terminat weekendul relaxat și poți să reiei activitatea de zi cu zi. Știi că te poți căsători pe mare în apele internaționale? Ei bine, anul acesta au fost două cupluri care au îndrăznit. Plecarea s-a făcut din Marina Eforie Nord, loc care se dezvoltă pentru a fi o adevărată marină ca și cele din afară. Având școală de veliere și de scafandrii, Marina este un club în sine care și-a deschis porțile și pentru turiștii care își doresc o plimbare pe mare sau doar o baie în piscina marină atunci când valurile te gonesc de pe plajă. Ne aflăm în Marina Eforie, care a fost modernizată acum vreo 10-12 ani de zile de către Ana Hotels. Noi am preluat Marina și încercăm să păstrăm trendul de dezvoltare, oferind clienților marinei, cât și turiștilor, modalități de petrecere a timpului liber în vacanțe. Fiind skipper, am vizitat foarte multe marine din afara țării și vrem să preluăm modelul celor de acolo. O parte separată de marină și o parte separat pentru reparat bărci. Ca activități conexe, în afară de serviciile oferite membrilor marinei și turiștilor, noi mai organizăm și croaziere pe Marea Neagră. În cadrul acestor croaziere, în afară de plimbări, putem organiza petreceri pe mare, majorate. Anul acesta am oficiat două căsătorii. Ca marină, în colaborare cu Marina Limanu, din 2012, suntem organizatori ai Cupei României, precum și ai Campionatului Național de Yachting Offshore. Cupa României se compune din 5 etape, prima etapă fiind în colaborare cu un club din Bulgaria, de la Balcic. Este o regată transfrontalieră și, ca o noutate, anul acesta, o etapă din Cupa României, respectiv regata Cupa Bricu Mircea, va fi etapă și în Campionatul Mării Negre, organizat cu autoritățile ucrainiene și cele turce. Pentru anul viitor, vrând să cooptăm cât mai multe țări riverane Mării Negre ca să dezvoltăm această competiție. Un gourmet bistro cu pește ultra fresh sună frumos, dar nu este simplu dacă nu ai în spate și un distribuitor adecvat, dar și un șef pe măsură. Bazat pe conceptul Live Cooking, restaurantul Pescărie oferă și serviciul de takeaway, care este completat cu un rețetar video pe site. Haideți să mergem la Pescăria fără miros de pește.
Aici este locația unde noi am gândit un gourmet bistro despre pește, iar peștele, vedeta noastră, peștele ultra fresh, care vine din toate mările continentale ale Europei și chiar de la distanțe și mai mari. Vorbim de o sursă foarte apreciată, atât în piețele occidentale și de câțiva ani în creștere și în România. Crezul meu este că România ar trebui să consume o dată pe săptămână pește, minim o dată pe săptămână, ca să intrăm în, să zicem, în liga civilizată a țărilor europene. Piața de retail ne cunoaște ca și Alfredo Seafood și acolo am, să zicem, am tot încercat rețetele până am ajuns la o formulă corectă, astfel încât să aducem în termen foarte scurt peștele din Marea Nordului, spre exemplu 30 de ore, sau din Atlantic în 60 de ore, sau chiar din Mediterană la în timp record de 10-12 ore pe masa restaurantului nostru. Cred eu că în succesul acestei afaceri este foarte important să ai o echipă de bucătari profesioniști, bine antrenați și cred eu conduși de un maestru. Colaborăm cu șef Cătălin Jernoiu de mai mulți ani. Avem un set de rețete pentru publicul larg. Cred eu că principalul ingredient la această poveste este pasiunea și dorința de a face lucrurile bine. Eu cred că România are cu adevărat oameni pasionați și oameni talentați și de ce nu credem că și în țara asta se poate mânca, cum se zice la noi în restaurant, ca la Paris. Hey Kiki, they love me. Hey, are you riding? Hey, never hey, me. Hey, I want you. Hey, I need you. Whoa, hey, 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 whoa, 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 whoa,